Consiliul Județean Vrancea a anunțat că au fost finalizate și recepționate lucrările la drumul județean 200E Vidra Vizanta-Livezi-Câmpuri. Proiectul în valoare de aproximativ 4 milioane de euro a fost finalizat într-un an de zile. Acesta a fost cel mai amplu proiect de reabilitare a unui drum județean din județul Vrancea. Aceasta a fost cea mai mare investiție acordată prin PNDL pentru un drum județean din România și are o importanță specială din punct de vedere turistic. Este extrem de important pentru această zonă și pentru județul Vrancea. Cred că unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură rutieră. În satul Vizantea Mănăstirească se construiește o bază de tratament a cărei finanțare de aproape 31 de milioane de lei este asigurată de Compania Națională de Investiții. Proiectul presupune construirea unui complex balnear cu o bază de tratament utilizând apele minerale din zonă recunoscute pentru proprietățile lor curative. Un drum extrem de important pentru Comuna Vizantea-Livezi, mai ales în contextul dezvoltării stațiunii balneare din satul Vizantea Mănăstirească. Locuitorii din comunele unde s-au făcut lucrările de modernizare spun că proiectul este extrem de important pentru ei și că îi ajută în toate planurile. Efort foarte mare pentru comuna noastră. Drumul face legătura între Soveja, Câmpuri, Vidra, Lepșa spre județul Brașov, dar și cu Valea Zăbalei. În curând vor fi finalizate și cele trei poduri din cadrul proiectului.